Astăzi se fac 14 ani de la trecerea în eternitate a marelui poet Grigore Vieru. El este definit ca fiind poet al mamei, dorului și al dragostei, al baștinei, izvorului și naturii. Grigore Vieru l-a avut mereu ca model pe Mihai Eminescu, iar cărțile sale au fost traduse în mai multe limbi. Simbol al mișcării de eliberare națională, Grigore Vieru a pledat pentru adevărul istoric, pentru revenirea grafiei latine și a limbii române. Vieru a fost unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989. În același an, Vieru a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în 1992, Academia Română îl propune pentru Premiul Nobel pentru Pace. În memoria lui au fost înălțate busturi, licee și străzii poartă numele. La baștina sa este deschisă pentru vizitatori Casa Muzeu Grigore Vieru. El s-a născut în data de 14 februarie 1935 în satul Pererâta, județul Hotin, Regatul României, astăzi Raionul Briceni. Poetul s-a stins din viață la 18 ianuarie 2009, după ce a fost implicat într-un tragic accident rutier produs în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, când se întorcea de la Cahul de la spectacolul de omagiere a lui Mihai Eminescu. Grigore Vieru a fost decorat în viață cu diploma de onoare Andersen cu Ordinul Republicii, Medalia Guvernamentală a României Eminescu, iar post-mortem, marele poet a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României.